În data de 19 august, oamenii legii au reținut un bărbat bănuit de tâlhărie calificată. Astfel, polițiștii l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. De asemenea, în data de 13 august, o tânără în vârstă de 19 ani a alertat poliția cu privire la faptul că în timp ce mergea pe calea Torontalului, o persoană necunoscută a amenințat-o cu un obiect ascuțit, cu scopul de a sustrage bunuri, ulterior furându-i două lănțișoare pe care le purta. În urma investigațiilor, polițiștii timișeni au depistat persoana bănuită de furt. Acesta a fost găsit în județul Vaslui, individul fiind un bărbat în vârstă de 30 de ani. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a acestuia